Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj! Astăzi vreau să vă arăt un fular de primăvară foarte simpatic, făcut din ochiuri de lanț. Este foarte simplu de făcut, foarte rapid, este un model simpatic, îmi place mult materialul pe care l-am folosit și, după cum am zis, s-a făcut foarte rapid. Acum să vedem cum am făcut acest fular. Bun, să începem cu rola My Oma, modelul Merino Mix Big. Este făcută din 70% lână merino și 30% poliacrilic, are 50 de grame și 75 de metri și este potrivită pentru croșete între 6 și 7. Iar eu folosesc croșeta mea de 6, după cum vedeți. Ok. Iar acum culoarea este 337, un roșu mai închis sau aș putea zic chiar un magenta. Ok, am scos eticheta, scot mijlocul și apoi vom începe să croșetăm. Bun, îmi așez firul în mână și voi începe cu 10 ochiuri de lanț. Ok, înfășor în jurul degetelor, fac un nod. Ok, și să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și numărul 10. După care mă voi întoarce și voi intra în primul loc de lanț și voi croșeta un picioruș mare dublu. Ok, scot firele și l-am făcut. Vedeți că s-a format un arc cu cele 10 ochiuri de lanț și piciorușul mare dublu. Piciorușul mare dublu îi corespunde întotdeauna înălțimea a 3 ochiuri de lanț și continui cu încă 8 ochiuri de lanț. Ok. 4, 5, până acum 6, 7 și 8. Acum croșetez încă o dată un picioruș mic de jur împrejurul arcului. Observați cum a ieșit. Acolo, în partea din dreapta, este al doilea arc. Iar acum mai croșetez încă 5 ochiuri de lanț. Și acum încă un picioruș mare dublu în această parte de jur împrejurul arcului. Ok. Deci am făcut în al doilea rând 8 ochiuri de lanț cu un picioruș mic care unește ochiurile, apoi încă 5 ochiuri de lanț și un picioruș mare dublu. După cum am zis, piciorușul mare dublu corespunde întotdeauna 3 ochiuri de lanț și observați ce mi-a ieșit până acum. Deci am început cu 8 ochiuri de lanț, apoi piciorușul mic, 5 ochiuri de lanț și piciorușul mare dublu. Ok, și astfel mi-au ieșit cele două arcuri, care sunt aproximativ de aceeași mărime. Ok, și sunt unite de piciorușele mari duble. Ok, acum să continuăm cu ochiuri de lanț, și anume 8, 5, 6, 7, 6, 7 și 8. După care întorc o dată. Aici croșetez de jur împrejurul arcului un picioruș mic, continui cu ochiuri de lanț, 5 ochiuri de lanț. Aici, de jur împrejur, în jurul următorului arc, încă un picioruș mic. Iar apoi, încă 5 ochiuri de lanț. 4 și 5. Și aici urmează următorul picioruș mare dublu. Tot de jur împrejurul arcului. Ok, să vedem din nou ce am aici. Am început cu 8 ochiuri de lanț.
apoi am aici arcele unite între ele cu piciorușele mici. Toate sunt unite între ele, după cum vedeți. Aici este al doilea rând și cele două arce, iar aici cel de-al treilea rând cu cele trei arce. Ok, și voi continua să croșetez. Să fac atât piciorușe mari duble, cât și piciorușe mici, pentru a uni în continuare arcele rândurilor. Acum continui cu 8 ochiuri de lanț, 6, 7, 8. 8. Ok, întorc o dată. Aici leg cu un picioruș mic. 3, 4, 5, 5 ochiuri de lanț. Leg cu un picioruș mic. Apoi încă 5 ochiuri de lanț, 3, 4 și 5, leg cu un picioruș mic și am 3 arce, urmează al patrulea. Ok, am cele 5 ochiuri de lanț și leg cu un picioruș mic. Bun, cam așa arată. Observați arcele care trec pe deasupra rândului 3, iar în părți vedeți că este puțin mai gros, cu ochiurile de lanț și piciorușele mari duble. Eu voi continua să croșetez, încep întotdeauna cu cele 8 ochiuri de lanț, 4, 5, 6, 7, 8. Apoi eu continui cu piciorușele mici în fiecare arc și cam așa voi face întregul model. Iar la final fac încă 5 ochiuri de lanț și un picioruș mare dublu cu care consolidez totul. Bun, între timp am croșetat destul de mult și vedeți că a căpătat o mărime destul de mare. Are niște goluri foarte mari și legere și dacă îl luați în mână vedeți că este foarte voluminos și compact și îmi place mult cum a ieșit. Puteți să observați și modelul. Ok, și are aproximativ destul de mult, 160 de centimetri. Și mai am și foarte puțin material disponibil, s-a făcut foarte rapid și mai ales datorită ochiurilor de lanț. După cum am zis, se face foarte rapid, este foarte simplu și sper evident că v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez. Distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip.